încearcă copilul ăsta să facă? Acum sparge totul. Bă, ce... Mami, dar ce faci? Mami, Anu, ce faci aici? Astăzi, în acest episod, Darcel 2011 a vrut să ducă pe mama lui Strictă la un concurs de construit ca să-i arate cât de talentat, pardon, adică netalentat e el. Dar ceea ce nu știa e că mama lui îl va trola cu invizibilitate și îi va copia construcția, deoarece de fapt eu eram transformat în ea. Reacția lui a fost una de nedescris, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Darcel, mama, unde m-ai adus aici? Ce e colocul ăsta? Unde este tot? Ce e planeta acolo, mă, Darcel? Ce e asta că nu mai văd oraș, nu mai văd nimic în partea aia? Tot așa gol, Darcel, și sunt aici niște chestii. Mă, ce e ăsta, Darcel? Unde, doamne, iartă-mă, m-ai adus pe mine, Darcel? Știi că mie nu-mi plac treburile astea pe care tu le faci, nu? Mami, fii antenă, mami, bum, bum, fii antenă, fii antenă. Aici, bam! Ok, mă, fii antenă, eu ți-am adus la Bill Battle. Noi să facem un concurs la Bill Battle, adică noi să ne batem cu construindu. Adică noi să construim ceva și cine o să facă mai frumos o să câștige. O să câștige 1000 de lei. O, mă, cheamă Darcel. Ok, Darcel, să știi că ești un foarte mare, foarte mare ciudat, Darcel. În fine, ce zici, mă, tu aici? Concurs de ce, mă, Darcel? De concurs de construit. Tu vrei să... stai puțin, că am venit atunci când ai făcut tu cu Rafael și m-a spus voi să dau note. Acum ce, mă, păi iar să vă dau note? Dar Rafael unde e? Nu, acum tu să construiești și eu să-ți dau note. Cum adică, mă, Darcel, tu vrei să... deci tu mă pui să construiești, da, Darcel, mă pui așa, ce crezi că sunt eu, sclava ta, Darcel? Crezi că sunt sclava ta, ce ai, Darcel? Domne, iartă-mă, domne, Darcel, ești un nesimțit, știi ceva? Ești un nesimțit, ești un mare nesimțit acum. Ce e aici? Ia să mă uit. Concurs de construit, orice temă la alegeri, Darcel 2012, mami mea, de cât timp mă alinți așa, Darcel? Adică? Ok, Darcel, și ce aici? 100 de lei! Am 100 de lei! Mersi, Darcel, gata, am plecat acasă! Yeah, 100 de lei, 100 de lei! Bă, Darcel, în primul rând, am înțeles care e ideea cu ăsta. Tu vrei aici, practic, să mii mie 100 de lei, Darcel, că m-ai pus mai devreme, mi-ai furat, practic. Te-am văzut, Darcel, când ai furat din portofel, să știi că te-am văzut, dar n-am mai zis asta. Nu, mami, fii antrenă, mami! Uite, eu acum te-am găsit pe tine! Da, ok, știi ceva, Darcel, știi ceva? Hai, mă, o concurs de construit, orice temă la alegere. Tu chiar asta vrei să faci cu mine, Darcel? Tu nu știi că eu am fost un builder profesionist, Darcel? Nu știi că am fost cea mai mare constructor? Eu știu să construiesc, Darcel, ok? Tu, habar n-ai, Darcel. Te-am văzut atunci cu Rafael, habar nu aveai, Darcel. Ești praf. S-am dat note atunci de milă mai mare decât lui Rafael, că ești praf, Darcel. Nu știi, nu ai habar. Tu chiar vrei să te iei cu mine la întrecere aici să construiești? Și ce cu planeta aia, mă, Darcel, ce cu locul ăsta? Cum am ajuns aici? Unde toată civilizația? A fost mâncată de mine. Dar vorbește mai tare, omule, Darcel. Ia, vorbește. Poate, civilizația a fost mâncată de șeful lor, Darcel 2012. Mă, ce vorbește acolo, în fine, Darcel, și ceva? Hai să începem și hai să construim, Darcel. Deja nu te mai spăr, deci tu vrei să construim orice temă la alegere, orice să construiesc, orice îmi trece mie prin cap? Da, dar fie între oameni, tu nu ai cap. Foarte amuzant, deci, Darcel, știi ceva? Hai să începem, că deja mă enervez, Darcel. Hai, mă cheamă Darcel, sunt cel mai șmecherel. Ok, Darcel, dar poți să nu mai faci așa, Darcel, vreau să vorbesc cu tine, stai puțin, nu mai fugi acolo, că nu am cum să te aud. Bă, Darcel, putea tu ești chiar așa de fraier, adică, pe bune, ce te apucă pe tine cântatul ăsta mereu? Că eu vreau să fii serios și tu ce faci, Darcel? Ok, nu-mi pasă, 3, 2, 1 și... Mami, fii antenă, mami, eu am uitat să-ți dau ceva, deci fii antenă, mami, ce-i asta, domnule Darcel, dar nu mai țipa așa, vin aproape de mine ca să vorbim, nu trebuie să-mi țip tu așa, dragi departare, vin frumos, vorbești cu mine, Darcel, și gata, că deja, cred că pe mine mai ia și răceala, Darcel, că la... Nu te mai suport, ok, hai, lasă-mă, ce e asta, Darcel, că casicuță? Ce înseamnă casicuta, ce e asta? Fii antenă, mami, uite, fii antenă, uite, ce-i sarge de glume cu mine, Darcel, ok, fii antenă, mami, tu zic căscuța asta și ce să vorbești în ea? Mami, alo, stai! Alo, mami! Ok, da, Darcel, te aud, hai, lasă-mi, deci s-aude, da, prin intermediul căscuței, ok, hai, lasă-mă să construiesc. Ok, bă, fraților, fiți atenți ca că o să fie totul mai interesant, Darcel, m-a dus la un concurs de construit, mi-a dat și căscuța și asta și cum să-i fac eu ca mama strictă? Practic, vreau ca eu, adică eu, Rafael, costumatul mama strictă, pentru că mai știți când îl trolam eu pe Darcel pe undeva prin iarnă, îl trolam la construit, ei bine, vreau să-mi iau acum poțiune de invizibilitate. Nu mai știu, parcă doar poțiune de invizibilitate și știu că foloseam pe aia de 45 de secunde, ceva de genul, dar nu mai există poțiunea aia, ok, deci,
Sau, bă, nu mai există poțiunea, what? Ok, hai că dau pasta așa ca și cum bei așa frumos, ok. O să-mi dau poțiunea asta de invizibilitate, 45 de secunde o să am la dispoziție și eu trebuie să copiez ceea ce construiește Darusel. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că o să iasă și ce reacție credeți că o să aibă Darusel la sfârșit. Chiar sunt curios, frate, chiar sunt curios pentru că eu acum sunt costumată mama strictă și dacă mama strictă să-l copieze, chiar sunt curios ce reacție o să aibă. Pentru că știți, când l-am ignorat pe Darusel pentru 24 de ore, parcă el nu prea comenta așa când vorbeam de faza aia, când l-am spionat eu pe el. Ca când era cu o fată și astea. Dar hai să mergem acum. Am stat deja prea mult aici. Hai să vedem în partea aia, să ne ducem la Darusel, să vedem ce a construit. Ok, stai puțin că trebuie să-mi dau ăsta de invizibilitate. Ok, mi-l dau. Ok, gata. Ok. Mamă, stai puțin. Ah, bine, asta e. Eu cred că e puțin de băut ăsta. Mă, ce... Asta... Ok, ăsta face un portal. Ăsta face un portal. Ok, deci Darusel face un portal. Dar hai să vedem de cât l-a făcut. Dacă mă uit în partea asta, sunt aici. Una, două, trei, patru. 1, 2, 3, 4, cred că 4, 5, 6, ok, sunt 6 din astea, vă cam mai pun niște alea, încă nu le-am luat acum, mi-am dat seama, dar lasă că le luăm de aici, foarte lejer în partea asta, de ce face un portal, mă, ce face Darusel aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și aici în sus, nu știu, cred că era ceva de genul, așa, bă, frate, ce e cu portalul ăsta, doamne, ce, doamne, iartă-mă, vrea să facă Darusel, că eu nu înțeleg, aici cred că le-a pus ceva de genul în felul acesta, chiar sunt curios cum o să iasă rezultatul final, ce reacție să aibă Darusel și vreau să scrieți acolo în comentarii, voi trebuie să dați și note la ceea ce construim noi. Dacă, fiți atenți, dați note la construcția lui Darusel reală și la mine, la cât de bine am reprodus-o. Dacă am reușit să reproduc construcția lui sau nu. Trebuie să-mi dau acum pățiunea din nou în partea asta și să vedem ce mai facem ăsta. Ok, deci... Aola, bă, frate, uitați-vă cum face toate lucrurile astea aici. Eu trebuie să stau acum ca să-i fac eu designul ăsta. Doamne, deci aici, practic, l-a pus pe invers în partea asta și duce de-astea așa în sus. Vedem că a pus și în partea aia și dacă stau să mă uit în partea aia bine, Darusel a făcut ceva de genul așa. Și stai puțin, după a făcut, cred că așa și acum trebuie să mă duc undeva de gen. Ok, stai puțin că am spart asta. Bă, chiar e mai greu. Nu, eu nu înțeleg de ce am vrut din nou să fac treaba asta. Adică puteam să fac un concurs de construit liniștit, ca de obicei, practic, dar na, eu am zis să fac ac pe vremuri, na, vă mai distrați și voi. Și asta, dar să vedem. Ce mai facem ăla? Deci a pus așa, ok, eu am să de invizibilitate, trebuie să-mi dau din nou să mă uit în partea asta. Bă, da, a umplut tot ăsta. Da, știi ceva? Cred că o să umplu și eu tot. Ah, el încearcă să pune acum. Ok, de ce l-a umplut acolo? Și el încearcă să facă. Nu, frate, o să-l fac eu, o să-l fac eu mai bine decât el. Deja el nu știe. Eu o să-l fac mai bine și să țineți. Vreau să-i dau aici o formă cum ar veni, gen pe invers în partea asta. Forma asta eu zic că dă mult mai bine. Bă, frate, dar o să-l faci și o construcție. El nu se pricepe și eu mă pricep practic mai bine la construcția pe care el vrea să facă. E incredibil așa ceva. Ireal, nu mai. Deci chiar nu înțeleg cât de fraier poate să fie. Dar mă rog, hai până și în partea asta facem ceva de genul la fel cum am făcut în partea aia. Totul lejer, o să iasă bine. După ce terminăm asta practic în facem aici, vedem ce mai construit are seră și bă, chiar sunt mega curios, ok? Chiar sunt mega curios cum o să fie într-un final. Bun, am terminat asta, cam așa arată și în partea asta și în partea asta. Acum să vedem ce a făcut Darusel. Deci, da, stai puțin că trebuie să-mi dau asta de invizibilitate și să vedem ce, doamne, iartă-mă, a reușit Darusel să mai... Mă, ce... What? Bă, unde mă? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Ce sunt? Mă, ce sunt? What? Cum am ajuns eu aici, întrebarea mea? What? Ok, deci nu, este foarte ciudat ceea ce se întâmplă, dar hai să vedem. Ia mă, ce a făcut mă Darusel? Ok, deci vedem că a pus niște uși aici, nu mai face portalul? A pus... i-am deschis ușa asta, stai puțin, sper că n-a văzut, acum i-am dat seama, i-am deschis ușa. Ok, și vedem că în partea asta a făcut ceva de genul așa. Bă, frate, nu înțeleg ce a făcut Darusel, aici a stricat tot ăsta de tot. Dar mă rog, trebuie să pun aici niște uși, ceva de genul. După aceea aici în spate trebuie să pun ceva de genul așa, sau nici nu mai știu. Bă, ce ai făcut, mă? Doamne, câte chestii a făcut Darusel aici, nu înțeleg ce vrea să facă, sincer, ăsta e chiar absurd copilul ăsta, adică, pe bune, hai să punem și ăsta în partea asta, ceva de genul așa, de fapt aici era așa, dar pentru ce mai vrut eu să mai facă ăsta cu portalul, dacă, doamne, bă, eu chiar nu înțeleg pe copilul ăsta, nu înțeleg de ce am vrut eu să fac asta din nou, da, mă rog, ia mă să vedem, ce mai face ăsta aici, a făcut toate lucrurile astea, ok, vedem ce facem ăsta, sparge aici, mă, ce... Și tu iert, mă, da, mă, ce încearcă copilul ăsta să facă? Acum, sparge totul. Bă, ce... Mami, dar ce faci? Mami, Ana, ce faci aici? Ce fac, Darusel? Urmăream un fraier. Bă, ce faci aici, Darusel? Că hai să facem să construim ceva ca lumea. Ce se întâmplă aici? Ce faci tu aici? Păi fac ceva, mami, pleacă de aici. Gata, plec, mamă, frate, stai puțin că mi s-a dus ăsta de invizibilitate. M-a și auzit, m-a și văzut, mamă, sper tu. Aola, bă, nu înțeleg. Dar nu înțeleg ce mi l-am dat acum, mamă, dar ce tot face copilul ăsta aici? Ați văzut că nu mai vrea să mai facă ce făcuse acolo. Ok, deci spargem asta ceva de genul. Nu înțeleg ce vrea să facă. Deci chiar e ceva absurd. Cred că chiar nu vrea să-l mai copiez, sincer. Deja mi s-a luat. O să vreau să încerc aici. Dar ce tot face copilul ăsta? Uitați-vă puțin aici. Doamne, nu. Deci, ok, deci pune... What? Cum face? Cum face? Ok, deci el trișează, vedeți? Deci eu trișez practic cu asta și în același timp și el trișează. E evident că n-a
n-am cum să fac calea, dar mă rog, ia fiți atenți că fac eu altcumva. Punem aici frumos, păi dacă nu pot eu să fac el, că el treșează practic în stilul acela, o să treșez și eu bine, deja treșez, dar treșez, fac în felul meu, cum ar veni, ceva mai bine. Ia, mă, bă, dar iar m-a dus în ăsta, bă, mi se pare ireal, frate, deja nu mai suport, ok, deci mă duc în partea asta și acum pun în partea asta ceva de gen, nici nu mai pot să mai pun asta și ceva, o să las așa, deja mă dau bătut, nu înțeleg cum a făcut el treaba aia acolo, dar da, o, mamă, s-a făcut, chiar era să mă vadă, trebuie să-mi dau poțiunea. Și mă, ce tot face ăsta, deci vedem că face o casă din Doamne, fiartă-mă, câte chestii vrea să facă, dar însă la aici, mă, nu înțeleg. Și eu nici nu mai am cum să mai, știi ceva, eu nu, o las asta așa, nu mai pun aici, că eu mă deleportez, practic, dacă mă duc în parte aia. Îl fac așa, nu mai fac absolut nimic, altceva, pun asta aici, îl fac după plăcerea mea, practic, aici încep să fac share și eu cum făcuse el acolo, nu mai am timp. Deci, cred că nici nu mai are rost să mai fac după el, să mă mai chinui, să mai fac după el, cază, nici măcar nu e hotărât, nu știu ce face el acolo. O să încerc dacă să mai fac ceva, dar nu o să fac chiar așa după el. O să încerc mai mult să fac după mine, așa, ce mă ia pe mine capul, se pare ceva asemănător, că nu vreau să-l copiez, că mă doare capul. Deci dacă chiar îl copiez, bă, dacă îl copiez total, chiar mă doare capul, sincer. După ce că mă doare capul cu el în general, chiar o să mă doare și mai rău. Ok, hai să mergem din nou să vedem ce mai construiește copilul ăsta, mă, ce face mă ăsta aici, ok, deci l-a făcut ceva de genul așa, ok, mi se pare cam ciudat, sincer, dar nu mai, de fapt, ia fiți, mă, ce mișto e partea asta, ok, deci l-a dus ceva de genul așa, după face așa, ok, deci eu practic ăsta l-am dus puțin, mai, a, de fapt, cred că e ok, cred că e cât de cât ok, frate, de fapt, nici nu vreau să-l fac exact ca el, că ați văzut cum le face el, deja, nici nu mai, nici chiar nu mă suport, n-aș vrea să-l fac exact ca el, hai că-l fac așa cum îl fac eu aici, după o să duc în parte, oricum, nu trebuie să fie 100% complet, nu trebuie să fie, poate cine știe, o să-mi iasă mie chiar mai bine decât e și lui și după aceea o să fie el puțin mai gelos așa. Chiar sunt curios cum o să fie, dar da. Punem în partea asta, umple și noi ăsta cum îl avea și el acolo umplut. În partea asta ceva de genul, nu mai știu de câte asta îl facem, dar îl facem ceva de genul așa. Nu vreau să mai pun undeva mai mult, îl las așa cât o fi el și cam aia e, frate. Îl mai las puțin, mai stau aici, mai iau puțină pauză, văd ce mai construiește și revenim după aceea. Cred că chiar cu construcția finală, că deja pe mine chiar mă doare capul cu ce a făcut el acolo, sincer, și cu ce trebuie să fac eu în continuare să mă axez, să fac eu cât de cât exact ca el. Chiar e greu. După cum puteți vedea, bă, eu chiar îmi omor toți neuronii, frate. Uitați-vă ce m-a pus dar să fac și asta nu e tot. Hai să ne dăm poțiunea de invizibilitate din nou și să vedem ce face. Uitați-vă cât se mai face, bă, nu-l mai supăr, bă, copilul ăsta. Uitați-vă la el, bă, măcar are așa o față de nevinovată, cere numai pumnii, mă, copilul ăsta, că nu mai suport pe Darcel. Uitați-vă câte lucruri trebuie să-i fac, ok, și trebuie să-i fac asta acum, că el vrea să-i fac o chestie, da, și aici, cum aș putea eu să-i fac treaba asta, ceva de genul așa, în partea asta, după să-l duc așa, păi și la mine, deci fiind atât de puțin, nu trebuia să-l ducem din partea asta, bă, frate, nu mai, deci chiar a fost o idee foarte proastă, în primul rând să mă costumez în mama lui și în al doilea rând să asist la așa ceva, să vreau să fac așa ceva cu el, gen, chiar nu mai, deja, cred că, știi ceva? De acum încolo, ok, îl las așa. Acum vreau eu să termin construcția asta, nu mai copiez din momentul acesta. Termin eu construcția asta, cum o fi după mine, după aceea mă duc la Darcel, oricum e într-un fel asemănătoare cu a lui. Și vreau să văd ce spune, că dacă așa, dacă ar fi asemănătoare total, ar fi cam ciudat, sincer. Ar fi foarte, foarte suspect, așa vedem și cum reacționează, parcă poate reacționează cumva, o dăm noi cumva, vedem cum scăpăm, da? Bă, numai, chiar nu mai supăr, chiar nu mai supăr, bă. Scrieți-vă în comentarii dacă voi ați fi rezistat la așa ceva, sincer. Bun, eu am terminat, cam așa arată casa, nu l-am mai copiat, că deja mă durea capul extrem de rău. Cam așa arată casa, uitați-vă, nu mai porești pe aici, că asta a făcut el, aici pică apa din tavan, pentru că așa a vrut el să fie, nu înțeleg ideea lui. Și în partea asta, ok, deci trebuie să mai pune și surscările astea, sur, cam așa, cam așa arată interiorul. Chiar sunt curios acum a făcut share interiorul. Din exterior arată așa, ok, din exterior arată așa, a văzut și interiorul la mine. Acum, vreau să mergem la el, dar nu, o să vedem prima oară, vreau să mă duc acolo la jumătate. Îl aștept să termine, vine și el, mă duc prima oară la el, vedem ce a făcut, iar după aceea o să vină și la mine. Chiar sunt curios, frate, deja nu, deci chiar nu mai supăr pe copilul ăsta, sincer. Pe bune, abia aștept să ajung acasă, să vorbesc cu vocea mea normală și să stau liniștit să dorm. Acum totuși hai să vă lăsim căscuța, că ne-a luat Darcel, dar alo, Darcel, casicuța, a folosesc casicuța, Darcel, vorbește, Darcel. Alo, bip, pe parcă mă, Darcel, gata, Darcel, gata, te numește, mamă, Darcel. În primul rând, ai
terminat, că am terminat. Eu m-am puțin. Mai puțin, ok. Vino cât mai repede, că deja nu te mai suport, copile. Nu mai, cred că te dau spre adopție, Darcel. Sau, cred că... nu vrei tu să te duci mai bine la casa ta unde stăteai tu cu Rafael? Nu, de ce? Paolo, bine, mă, hai, mă, mai repede o dată, că eu sunt aici la jumătate, te aștept. Hai la, doamne, bă, mă enervează rău tot copilul ăsta, frate. Trebuie să mai stau aici o grămadă de timp, dar l-așteptăm. Chiar, ok, deci vedem că... Păi dacă stau să mă uit așa din exterior, pare aproximativ asemănător. Chiar să ne curăț ce reacție să aibă. El a făcut acolo cum ar veni tavanul ăla, după cum puteți vedea acolo acoperiș și toate alea așa mai ciudat, dar nu mai comentăm. Îl așteptăm să vină aici și după aceea vedem cum o să fie și interiorul și ce reacție o să aibă. Dar să-mi scrieți acolo în comentarii ce reacție credeți că o să aibă acesta. Deja nu mai supăr pe copil. Uitați-vă, păi chiar nu mai am absolut niciun cuvânt. Cred că trebuie să tac, gata, tac, nu mai scot niciun cuvânt, promit. Gata, mami, am terminat, așa că să mergem. Ok, de ce vorbești așa, dar să... Ok, hai să vedem ce ai construit tu, mă, Darusele. Ce asta? What? Darcel, de ce mi se pare că seamănă cu ceea ce am construit și eu, Darcel, te uita la mine? Nu, mami, nu, dar ce, ești bine, ești bine, azi, ești bine? Da, și ce ai construit ai? Mă, ce, mă, ce... Darusele, poți să-mi explici și mie mai multe detalii? Ce poate să însemne asta pentru tine? Și ce sunt cu tablourile astea special? Asta este casa mea de vis! Uite, vino, vino! Casa ta de vis? Asta este casa ta de vis? După ce că... Darusele, câta casă de mare avem, Darusele? Asta e casa ta de vis, Darusele? Sper că glumești, nu? Eu stau cu prietenii mei, abagă muzica! Ei, ei, mă cheamă Darusele, am porci, ei! Și-am pus mama, ei, ea este porca mea, ei! Ok, gata, Darcele, deja mă enervezi, nu știi să vorbești, Darcele, bă, treci pe la școală, copilule, că deja nu te mai zbor. Dacă în momentul, bă, mâine, dacă nu te duci la școală, Darcele, ai încurcat-o cu mine, îl chem pe taică tău să vină acasă, ai înțeles? Acum, bă, ce e asta, o porcărie, nici nu vreau să-i dau o notă. Hai să vedem ceea ce-ai construit tu, Darcele, că deja nu te mai supor. Doamne, ce-am construit eu, de fapt, ce reacție ai tu, ceea ce-am construit eu? Uite, asta e construcția adevărată, Darcele, asta e construcție adevărată. Mami, mami, de ce asta, mami, uite, aici, apa, aici, mami, ce, și aici sus, aici, mami, tu pe mine mai copii, mami, ești nesimțit, totul mea, că pe mine mai copii și ai schimbat-o ca să de ce să fiu nesimțit acum, adică, dar să, de ce să fiu nesimțit acum, adică te-am copiat tu, dar să, tu nu vezi bine, ce, doamne, iartă, ai tu așa ceva, dar să le? Nu, mă, dar fii antenă, uite cum arată, aici am și eu așa, aici am și eu locul ăsta așa, uite, aici sus am avut și eu jacuzzi, da, ăla ești. Dar să nu știi să vorbești, omule, ce ai avut, tu nu vezi că nu știi să vorbești, n-ai avut nimic, ești, dar să le, după ce că m-ai copiat, tu m-ai copiat pe mine, ca să înțelegem, ca să se știe. Nu, mami, tu pe mine m-ai copiat atunci când eram eu acolo. Darcel, tu te contradici cu mine, te la certă cu mama ta, Darcele, așa ai fost tu educat, Darcele. Darcele, vrei să ne certăm, Darcele? Chiar vrei să nu mai ai absolut, să ai interdicție la absolut orice, Darcel? Mami, stai din gură, mai că fie antena, mami, eu se construiesc, stai, full box, Andrei, full box. Darcele, deja nu te mai supăr, bă, copile, ești prea prost, Darcele, puta, nu înțeleg ce pe... Doamne, iartă-mă, Darcele, nu știi să construiești, bă, ce rătă-i de aia, așa, mami, ce-i în spate? Că nu e nimic în spate așa, ce să fie în spate? Doamne, Darcele, zi mă, ce notă îi dai la ceea ce ai construit eu? A, tati, ce faci, tati? Ce, tati, doamne, iartă-mă, mă, Darcel, am curs cu mine, gata, nu se mai poate, de azi înainte nu ai fiul meu. Ok, pa! Fraiero, eu sunt șeputul, dar sunt numai 12, pa, pa! Doamne, Darcel, deja nu te mai să... port. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.